Sărbătoarea Sfântului Sfințit Mucenic Aralambie îi adună pe credincioșii gălățeni în fiecare an în rugăciune la biserica din piața centrală a municipiului. În ziua hramului, parohia Sfântul Aralambie a venit în sprijinul a 90 de vârstnici și 16 familii cu posibilități materiale reduse. La Biserica Sfântul Aralambie din Galați, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de un sobor de preoți în prezența credincioșilor gălățeni și a 10 elevi de la școala gimnazială numărul 16 din municipiu. În mijlocul clericilor și al credincioșilor s-a aflat înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. La prăznuirea Sfântului Sfințit Mucenic Aralambie, în locașul ce este hărăzit de mult timp în municipiul acesta, o mulțime de credincioși s-au îndreptat cu evlavie și au participat la dumnezeiasca liturghie urmată de rugăciunile speciale pentru izbăvirea sufletească și trupească de greutatea bolii în pandemie cu încredințarea că Sfântul Sfințit Mucenic Aralambie, atât în fața tronului Preasfintei Treimi în ceruri, dar și aici îl roagă pe Dumnezeu ca să coboare în inimile și în sufletele credincioșilor harul izbăvirii de boală, cum a făcut-o ca păstor pe pământ, și mai are o motivație specială de a privi la temeliile adânci ale bisericii acesteia, construită pe mormintele multe și groapa comună a multor credincioși răpuși de ciumă numită ciuma din timpul lui Caragea. Fie ca puterea rugăciunii personale și mai ales puterea rugăciunii comunitare și grija pentru sănătate cu rugăciunile Sfântului Sfințit Mucenic Aralambie să ne ajute pe toți să depășim pandemia și să ne continuăm frumos în sănătate și solidaritate viața noastră. Într-o zi ca de primăvară am fost binecuvântați la hramul parohiei noastre cu mulțime de daruri de la Dumnezeu, mai întâi prin săvârșirea Sfintei Liturghii, care a fost încununată cu un cuvânt de învățătură și cu prezența în al preasfințitului Părintele nostru Casian, căruia aducem smerite mulțumiri, la care, așa cum spune proverbul românesc, dar din dar se face rai, am încercat și noi să aducem mai departe bucurie mai multor credincioși din parohia noastră, căminului de bătrâni, Sfântul Ștefan cel Mare, credincioșilor prezenți la acest hram și către 15 familii cărora la domiciliul lor le-am oferit daruri și pachete cu alimente neperisabile și cu cele de trebuință casei. Biserica Sfântul Aralambie din Galați, construită în anul 1848, se află începând cu anul 1998 într-un amplu proces de reconsolidare și restaurare. În prezent, în interiorul lăcașului de cult, se realizează lucrări de pictură.